Bine v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre triunghi, clasificarea triunghiurilor, matematică clasa 6. Definiții. Alegând în plan trei puncte necoliniare, distincte, notate A mare, B mare și C mare, atunci prin triunghi ABC vom înțelege reuniunea segmentelor AB, AC și BC. Notăm triunghiul ABC astfel. Cu simbolistica din imagine, urmată de literele A mare, B mare și C mare. Prima literă dinaintea literei A mare este litera grecească numită delta. Citim triunghiul ABC. Elementele componente ale unui triunghi sunt punctele A mare, B mare, C mare, numite și vârfurile triunghiului. Putem observa acest lucru în figura din dreapta A, B, respectiv C, deci vârfurile triunghiului. Segmentele AB, AB, AC, respectiv BC, acestea se numesc laturile triunghiului, respectiv unghiurile ABC, reprezentat cu roșu, sau altfel unghiul B, unghiul ACB cu albastru, sau unghiul C, respectiv unghiul CAB, cu verde sau unghiul A, acestea fiind cele trei unghiuri ale triunghiului. Așadar, triunghiul are în componență trei vârfuri, A mare, B mare, C mare, trei laturi, A, B, B, C, A, C și trei unghiuri, unghiul din A, din B, respectiv unghiul din C. Definiție. Un punct situat în interiorul fiecăruia dintre unghiurile unui triunghi se spune că este punct din interiorul triunghiului. În cazul când un punct nu se găsește pe laturile triunghiului sau în interiorul acestuia, spunem despre el că este un punct exterior triunghiului. Despre acest lucru vom avea nevoie mai târziu în rezolvarea unor probleme. A doua definiție ne spune că suma lungimilor laturilor unui triunghi se numește perimetrul triunghiului. Așadar, perimetrul triunghiului de obicei se notează cu litera P mare de la perimetru, indice în dreapta triunghi ABC ca simbolistică. Am văzut pe pagina anterioară cum am definit acest lucru. Este egal cu suma dintre lungimea laturii AB, AC, respectiv BC. Mergând mai departe, haideți să vedem împreună cum putem clasifica triunghiurile. Trebuie să reținem că o clasificare a triunghiurilor o putem face după măsurile unghiurilor. Astfel, vom avea trei categorii de triunghiuri după măsurile unghiurilor, anume ascuțit unghic, se va numi un triunghi care are toate măsurile unghiurilor ascuțite, adică fiecare dintre unghiurile triunghiului are măsura mai mică decât 90 de grade. A doua categorie, după măsura unghiurilor, o constituie triunghiul dreptunghic. Acesta are un unghi drept, adică un unghi cu măsura egală cu 90 de grade. În fine, a treia categorie o constituie triunghiul obtuzunghic. Un triunghi obtuzunghic are un unghi obtuz și două unghiuri ascuțite. Unghiul obtuz, evident, are măsura mai mare decât 90 de grade. Deci, cele trei categorii sunt triunghiuri ascuțit-unghice, triunghiurile drept-unghiunghice, respectiv triunghiurile obtuzunghice. După lungimile laturilor, triunghiurile le clasificăm la fel în trei mari categorii, anume
triunghiul oarecare, acesta are caracteristica că oricare două laturi au lungimi diferite. Triunghiul isoscel. Triunghiul isoscel are proprietatea că două laturi ale sale sunt egale ca lungime. A treia categorie o constituie triunghiul echilateral. Triunghiul echilateral are proprietatea că toate laturile acestuia sunt egale ca lungime. Așadar, să recapitulăm, după lungimile laturilor, triunghiurile se împart în trei mari categorii: oarecare, isoscel și echilateral. Pentru final, am propus o temă de reflexie, și anume, construiți pe rând câte un triunghi din fiecare dintre categoriile anterioare. Vă doresc succes și vă mulțumesc pentru participare, așteptându-vă la o nouă întâlnire online. La revedere!